și bine v-am găsit! Întâmplarea face, iată, că deschidem seria de lansări Humanitas din anul acesta, chiar cu o carte din colecția de scriitori români contemporani, o colecție relativ nouă care a apărut cam acum un an jumătate și la acest târg, la Gaudamus, ajungem, iată, la cel de-al 10-lea titlu, care este această antologie de proză românească contemporană. Numele meu este Andreea Răsuceanu, eu sunt coordonatorul acestei serii și totodată coordonatorul acestui volum, în care am încercat să aduc la oaltă cele mai puternice, o serie din cele mai puternice, din cele mai convingătoare și mai bine individualizate, aș spune eu, voci din proza românească contemporană. Vă mărturisesc de la bun început că modelul meu a fost binecunoscută antologie Granta, care, așa cum probabil știți, aduce în fiecare an o serie de voci de autori, în general tineri, fragmente de romane care se află în lucru sau proză scurtă, care ulterior sunt, bineînțeles, autori aflați mai degrabă la începutul carierelor literare, care ulterior confirmă și ajung adevărate vedete. În acest caz, în acest volum, am încercat să aduc, cum ziceam, o serie de voci tinere, în special, de oameni care ori sunt în acest moment foarte cunoscuți datorită unor romane sau volume de proză scurtă publicate în ultima vreme, care au avut un mare succes și de critică și de public, ori sunt autori foarte buni, care la un moment dat au publicat o carte și apoi au intrat cumva într-un cont de umbră sau mai bine zis s-au retras ei singuri în dărătul scenei literare. Sunt fie autori care au confirmat și care au două, trei cărți în spate despre care critica a vorbit de bine și de foarte bine, fie autori care au avut un debut fulminant și o parte din ei sunt aici alături de mine, am să îi și prezint imediat și pe, o să-i și auziți spunând câteva cuvinte. Am proiectat această antologie ca prima dintr-o serie, așa m-am gândit, aceasta să fie pur și simplu o colecție de texte care să dea pulsul literaturii din acest moment, literaturii românești, pentru că la noi există obiceiul acesta al lecturii mai degrabă, nu știu, a literaturii traduse, există o apetență mai mare pentru literatura tradusă decât pentru proza contemporană românească. Lucrurile se mai schimbă și la noi, dar nu atât de repede și atât de bine cum ne-am dorit, în așa fel încât în prim plan să ajungă proza scrisă de autorii noștri și nu cea scrisă de autori traduși. Autorii pe care i-am adunat aici, cred eu că sunt un eșantion reprezentativ pentru oricine vrea să-și formeze un pic o imagine despre ce se întâmplă în acest moment în literatura română. Tematica lor, formula fiecăruia, tipul de scritură pe care o au și tipul de temă pe care, de teme pe care le abordează, sunt reprezentative pentru ce se întâmplă în acest moment. E un moment foarte bun pentru proza românească, o remarcă din ce în ce mai multă lume, sunt o mulțime de voci, sunt voci dintre cele mai diverse și cred că aici, citind aceste texte, care aproape toate sunt inedite, există un singur text care a mai fost publicat, dar nu într-un volum, deci nu într-o formă edită, sunt texte foarte puternice și care cred că o să vă convingă. Unele dintre ele scrise special pentru această antologie. Și o să amintesc aici, pentru că e lângă mine Adela Greceanu, care o să le și vorbească, textul ei, care e o surpriză, e o schimbare de formulă din punctul meu de vedere, la ea și nu numai al meu, o proză scrisă cu o precizie chirurgicală, o să vedeți, cu un final neașteptat, foarte puternică, o proză scurtă, dar de dimensiuni reduse, dar extrem de puternică, de simbolică. Tudor Ganea, care e și el lângă mine, la fel mi-a dat un fragment dintr-un roman care se află în lucru și care anunță o schimbare, iată, după trei romane care l-au impus într-un ritm extrem de alert printre cei mai bine cotați tineri prozatori ai momentului, schimbă complet formula și tematica și eu cred că lucrul acesta nu poate fi decât unul foarte
bun, unul binevenit. Eu și un text al Tatianei Țibulea, pe care o știți pentru două romane la fel foarte bune, care au venit imediat unul după celălalt. Grădina de sticlă a apărut anul acesta, mi se pare și mai reușit decât prima ei carte. Și textul ăsta e unul care sigur o să vă rețină atenția dintre cele care sunt în acest volum. Am să le dau pe rând cuvântul. Lângă mine e Adela Greceanu, criticul literar Cosmin Cioploș, Diana Bădica, Tudor Ganea și Veronica Deniculescu. Pe ei îi vedeți acum, pe ceilalți, pe toți o să-i mai vedeți într-o lansare pe care o vom organiza după târg, probabil cândva la librăria Humanitas de la Ceșmici. O să o rog întâi pe Adela să spună câteva cuvinte, pentru că știu că ea se grăbește, pentru că timpul prezent e și aici la Gaudamus și trebuie să-și pregătească misiunea.